Nu mi-am dat seama niciodată până acum, o lună, când am pregătit aceste teme, cât de profundă este această lucrare. Și ea nu se ia de la mijloc, ea are un început și un final. Și dacă nu sunt parcurși toți pașii, nu-i filozofia predicatorului, e cuvântul și rețeta. Domnului. Atunci nu se întâmplă mari lucruri, dar dacă le luăm de la început, pas cu pas, Vom experimenta unii o vindecare divină și în urma acestei vindecări divine, sufletești, se poate realiza o vindecare trupiască care nu va avea loc la unii, puțini, mulți nu știu până nu are loc o vindecare sufletească. Deoarece unele boli trupești au o implicație neiertare. De aceea, Matei, capitolul 18, este al Bisericii și sunt puncte foarte importante. Mi-am adus aminte de la 20 de ani, de când prin harul Domnului m-am ocupat de Biserica din Oțelul Roșu, până în ziua de azi, de câte ori n-am fost implicat, cum spuneam în lecțiile trecute, în conflicte sau neînțelegeri, în mod direct sau indirect, vinovat sau nevinovat, sunt inevitabile. Și Domnul a știut că sunt inevitabile, de aceea ne-a învățat și ne-a dat rețete pentru rezolvarea lor. Tema din această seară, știu că nu se zice aleluia și amin și nici nu aștept, deoarece sunt niște învățături care n-au nicio putere dacă ni le însușim. Teoretic, la nivelul minții, cuvântul va avea putere, dunamis, când acest cuvânt e pus în practică. Repet, rețeta nu are nicio putere, de la medic, nici medicamentele în sertar. Ele vor avea efect și putere atunci când sunt folosite. Am văzut un lucru important pentru seara aceasta, foarte important, cum ne pregătim sufletește pentru confruntare, pentru înfățișare, pentru rezolvarea problemei. Nu are nimic de a face cu biserica și așa mai departe. O altă temă pe care azi dimineață am auzit-o, acum, în seara aceasta, lucrurile care urmează să fie spuse vor avea loc între doi frazi, două surori, două persoane, ce se discută în Matei 18 nu privește omul de afară. El nu poate ierta, el n-a experimentat iertarea de la Domnul și, în sfârșit, privește lucrarea interioară în Biserica Domnului. Cum ne prezentăm la înfățișare? Unii tineri poate merg la o întâlnire, nu poate, merg. Cum se pregătesc pentru această întâlnire? Poate o zi întreagă, aranjare, îmbrăcare, oglindă și multe altele. De ce? Mă duc la o întâlnire, mă duc la o înfățișare. Te pregătești foarte mult, mai ales dacă această întâlnire e foarte importantă. Dar întrebarea este, cum ne spune Domnul și în Matei capitolul 5 și în Matei capitolul 18, trebuie, dacă a fost un conflict, să aibă loc o înfățișare. Și am văzut azi dimineață de ce trebuie înfățișare. Dar în două, trei minute și pentru tineri, Peter, te rog să proiectezi puțin ca să mai vedem încă o dată că e important să... Deci tema generală și apoi celelalte, 1, 2, 3 și 4, până la pregătire. Să ne uităm un pic pentru că așa de importante sunt cuvintele. Și dacă mergem pas cu pas, vom avea izbândă și vom avea câștig de cauză. Frații mei și surori, vă citesc trei versete din capitolul 7 din Matei. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Și cum poți zice fratelui tău, deci la înfățișare, du-te numai tu și el singur, Matei 18 cu 15. Deci înfățișare între două persoane, având loc un conflict. Mai mare, mai mic, nu e important. Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo, tu sau eu, sau așa, ai o bârnă între al tău. Fățarnicule zice domnul aici cu cei ce vorbea atunci. Scoate mai întâi. Deci e pregătire. Nu te duce cu bârnă la înfățișare, nu te duce cu bârnă la rezolvare, nu te duce cu bârnă să câștigi pe fratele tău, nu te duce cu bârnă să auzi cuvântul iartă-mă, nu te duce că sau nu te ducem, vorbești și mie, că nu am succes și dacă am, nu m-am mila Domnului, dar în general nu. Fățarnicule, mai întâi pregătește-te, scoate bârna din ochiul tău, asta e pregătirea, scoate bârna, cei i bârna? O să vedem imediat. Și atunci vei vedea dezlușit să scoți paiul, un lucru mai mic, față de bârnă, care e un copac gros. Paiul din ochiul fratelui tău. Și spunea Domnul în Matei, capitolul 5: Când vii la altar și îți aduci darul, și ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, sau tu împotriva lui, sau eu împotriva lui, sau altcineva împotriva mea, nu vreau să repet acest joc de cuvinte, că practic eu sunt printre voi ca și voi. Și în seara asta credem că ne vorbește Domnul, dar Domnul se folosește de oameni. Deci, când ți-aduce aminte, lasă darul altar, Oamenii pot fi cumpărați cu daruri și să le luăm ochii. Dumnezeu nu poate fi cumpărat cu daruri, slujbe, activități și așa mai departe. Întâi, Domnul se uită cât. Care e relația mea în familie? Care e relația mea cu fratele meu și cu biserica? Dacă n-am o relație bună în familie, dacă n-am o relație bună cu frații și surorile și cu biserica, și dacă n-am o relație bună, înseamnă că darul nu este primit de Domnul, de aceea trebuie rezolvare. Lasă darul și du-te la înfățișare, du-te la înfățișare, du-te și rezolvă problema cu fratele tău du-te întâi de te cu fratele tău, apoi vino de aduți darul, caută de te împacă de grab. Astea surgențe, fraților, surgențe, că vine Domnul și nu ni se garantează că avionul nu se va opri în munții Alpi. Nu ne avem garanția. Ori plecăm noi, ori vine Domnul ce se întâmplă când cineva pleacă de pe pământ în ceartă, în înțelegere și așa mai departe? Nu vreau să spun mai departe că nu acesta e subiectul și predicat serii, dar... Trebuie să fim gata, trebuie să fim în pace cu toți oamenii, cu frații, cu surorile, cu biserica, cu familia. De aceea, de grabă, de grabă, nimic nu-i mai important decât rezolvarea problemei. Da, dar problema este cum mă duc la fratele meu, îmi las darul. Aici am citit, cum mă duc la fratele meu care are pai un ochi cum mă duc, dar în Matei 18, pilda ce s-a citit și recitit, știți cum s-a dus la fratele lui cel nemilostiv? Știți cum era de pregătit? Mă duc la el, l-a prins, îl strângea de gât și zicea, plătește-mi ce-mi ești dator, se rezolvă conflictul? Nu vă gândiți sută de lei, sută de dolari, nu, să vă luați gândul de acolo, acolo este așa, simbolic, pot însemna zeci de probleme acolo, sută aia de lei, zece mii de galbeni, știți? Dar dacă el s-a dus să se întâlnească cu fratele, asculta cuvântul, s-a dus să se întâlnească cu fratele, dar s-a dus nepregătit, 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 l-a prins, îl strângea de gât și zicea, plătește-mi ce mi-ești dator. Ce confruntare, ce întâlnire, de unde rezolvare, astfel de stări supletești, măresc conflictele, nu le diminuează și rezolvă, se măresc aceste conflicte. Ei, fraților, E foarte important lucrul acesta: să avem, când mergem la fratele nostru, să avem milă. Du-te cu milă, puneți de acasă milă, din odaia de rugăciune, roagă-te, Doamne, dă-mi milă, că trebuie să mă înfățișez cu fratele meu. Milă am primit, milă trebuie să dau. Am primit iertare, dau iertarea fratelui meu și mi-o dau și mie. Și eu trebuie să mă iert dacă Dumnezeu mă iartă și mă iartă fratele meu. Deci, pregătirea pentru înfățișare fără milă nu se rezolvă. El nu avea milă. Păi când strângi pe fratele tău de gât, ai milă de el. Păi când îl prinzi, ai milă de el. Știi ce i-a spus stăpânul care a avut milă de acel om pe care l-a iertat de mii de galbeni? Nu se cădea să ai și tu milă de fratele tău, cum am avut eu milă de tine? Ba da, milă primesc de la Domnul? Milă trebuie să dau. Și când se întâlnesc doi cu conflictele, și unul are milă, apoi dacă și la are milă, e grozav și le are și alea Rapid, în două minute. O, oh, fratele meu, măi, las că și eu s greșit, și tu, iartă-mă, te iert. Auzi, hai să ne îmbrățișăm. Luăm martor, McDonald's, parcarea și mașina. Aici a avut loc o împăcare și Dumnezeu o vede și Dumnezeu filmează. Și dacă amândoi au milă, se întâlnesc doi cu milă. Și cum să nu se rezolve conflictul? Celălalt n are milă, dar are milă ăsta. Măi, o sută de lei, e un pai, nu? 100 de lei. Îi pai față de bârna care îi 10.000 de galbeni. Apoi, dacă Domnul mi-o ierta bârna, eu să nu iert un pai, ei, dacă Domnul mi-o ierta, așa mare vină, apoi eu pentru nimica toată, iar alte ceva mai grav, dar totuși, 100 de lei în comparație, am milă de tine e, și te iert. Ce frumos! În 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4, dragostea este plină de bunătate. Întreb, tovarășul avea dragoste? Să-l prinzi și să-l strângi de gât. gât. Ai dragoste? Dragostea strânge de gât, dar apoi sărută, dar l-a strâns în brațe, l-a sărutat. Dar cine are dragoste, te strângem în brațe oasele Și fără dragoste nu se rezolvă conflicte. Chiar dacă celălalt cu pai în ochi n-are dragoste, dar are cel ce merge să rezolve conflictul, că-i pregăti, Doamne, postesc o zi dacă trebuie. Nu-mi place în ceartă, nu-mi place în neînțelegeri, nu-mi place, Doamne, nu pot dormi. Dă-mi putere, umple-mă de Duh Sfânt și dragostea este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt și Domnul toarnă dragoste. Și când cel pregătit se duce cu dragoste la cel ce-i datora o sută de lei, să știți, dragostea acoperă o sumedenie de păcate, dragostea topește fânt focul conflictului, dragoste. M-am întrebat eu personal, când am dus să rezolv, am avut milă? Am avut dragoste? M-am pregătit de grabă să mă duc la fratele meu și cum am dus la el? Numai eu și el singur. Cum am dus la această înfățișare? N-avea milă. N-avea nici dragoste. Dragostea este îndelung răbdătoare, unul Corinteni 13 cu 4, dar în Matei 18, tovarășul lui s-a aruncat la pământ și a zis, mai îngăduiește-mă, te rog, mai ai răbdare cu mine că-ți plătesc. N-are îndelungă răbdare, n-are răbdare, nu, acum eu vreau să rezolv problema. Social, da, omenește, da, dăm datoria, dar Dumnezeiește nu era iertare. Da, e adevărat, animalele strâng de gât, oamenii-și cer datoria, dar cei născuți din nou și spirituali iartă. Nu-i animalicește, omenește, e Dumnezeiește. De aceea e foarte important să avem îndelungă răbdare la întâlnire. Să avem răbdare la înfățișare, ai răbdare cu mine, ai răbdare să rezolvi și aia și cealaltă. Te rog, mai ai răbdare, nu acum. Și dacă nu acum, da, când plecăm la înfățișare, să avem dragoste, să avem milă, să avem îndelungă răbdare. Știi cum era judecătorul acesta? Cel din pildă s-a făcut judecător. N-a lăsat să judece stăpânul. El a ieșit de la tronul de milă și în durare și El a făcut pe judecătorul, n-a chemat bătrânii, cum scrie în Vechiul Testament, să judece cazul, să-l analizeze, El a făcut pe judecătorul, pe răzbunătorul, mie ești dator cu 100 de lei, mie să-mi dai 100 de lei. I-a luat locul lui Dumnezeu, a fost judecător, El a judecat cazul, pacientul judecă cazul, El și rezolvă și el și aplică, el dă soluție, el judecă cazul și el și împlinește legea pe care el însuși și-a dat-o, își face dreptate. Oare se cădea? Nici în vechiul legământ, nici în nou legământ nu se face așa ceva. Judecătorul care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Acolo erau tovarăși, erau frații, o văzut ce face el. O știu că ierta de zece mii de galbeni, o știu ce îndurare și har, ce milă și dragoste au avut stăpânul. Și acum cei ce vedeau faza, așteptau omul acesta să ierte suta, să aibă milă, să aibă dragoste, să nu se comporte așa. Și când o văzut că de Dumnezeu nu se teme, de oameni nu-i rușine, atunci o mers la stăpânul. Stăpâne, vino, suntem supărați, suntem afectați, nu suntem direct implicați în conflictul celor doi, dar noi privim la nedreptate și suntem foarte supărați pe lucrul acesta. Și încet închei, dar era și zgârcit nu rezolvă un conflict unde e vorba de bani. Doi frați nu au putut să se împace, nu ne putem împăca, mergem la Domnul. Au avut de împărțit un pământ și au spus la Domnul, Doamne, avem un conflict, rezolvă-l tu și spune la fratele meu să-mi dea partea mea. La suprafață e ok, parcă dreptatea... Dar Domnul a făcut o intervenție și s-a uitat în inimă și a văzut așa, voi aveți probleme cu lăcomia de bani amândoi și mai sunteți și zgârciți pe deasupra și voi vreți să rezolvați conflictul, sunteți pregătiți? Ce e greu să împarți un pământ? Nu e greu dacă în inimă n-am lăcomie de bani și n-am zgârcenie. Bă, frate, 10 hectare satale, 11 amele, pentru că un hectar ți-o dat tata înainte de a muri. Simplu. Dar dacă e zgârcenie și lăcomie, păi cum să diminuiesc conflictul? Și Domnul știut, stai puțin, voi vă uitați la înfățișare, dar Domnul le-a zis lor, nu mulțimii, acasă, nu acum să pierdeți firul, uitați-vă. Și Domnul a văzut că în e lăcomie și a zis, feriți-vă de lăcomia de bani, că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Cu alte cuvinte, știți de ce nu puteți conflictul să-l rezolvați? Pentru că sunteți zgârciți și la com de bani, când e vorba de împărțit averi. Vedeți ce înseamnă rezolvarea conflictelor când interiorul e problemă? Dar când interiorul e plin de dragoste, e plin de bunătate, e plin de milă, mă tem de Dumnezeu și de oameni mă rușinez. Așa repede se rezolvă. Acum puteți zice amin? Puteți? Repede se rezolvă. Nu observ că unele conflicte țin de zile nerezolvate, iar altele se rezolvă în 5 minute. De ce? Pentru că acolo, în interior, e frică de Domnul. În interiorul celor doi e dragoste, e milă, e îndelungă răbdare. Și zice acela, mă, și eu greșesc, iartă-mă, te iercă și eu greșesc. Auzi, ne temem de Dumnezeu, ne văd oamenii, tovarășii, se supără tovarășii, se duc la stăpân, hai să rezolvăm problema, au teamă de Domnul, rapid s au rezolvat problema dar unde nu-s pregătiri sufletești și oamenii stau în lăcomiile și în zgârcenile lor, oamenii stau în neiertările lor, oamenii n-au dragoste și milă, frații, bineînțeles că e vorba de adunare, dar blândețe și înțelepciune, blândețe. Numai blândețe nu avea acela, pentru că un om blând nu prinde pe fratele lui de gât, un om blând nu îl prinde. Un om blând e blând. Și blândul e blând. Și când ai de-a face cu un om blând, te asigur că se rezolvă problema. Și când ai de-a face de un om ce-l iubește pe Domnul, chiar dacă s-a întâmplat un conflict, se rezolvă problema. Și nu ține mult, se rezolvă pe loc. Milă primim, milă dăm. Dragoste primim, dragoste dăm. Bunătate primim, bunătate dăm. Amin? Amin? Doamne ajută-ne! Ei, încet închei, ascultați-mă, bârna, bârna, bârna! fără milă, fără dragoste, fără bunătate, fără îndelungă lăbdare, de oameni nu-i rușine, de Dumnezeu nu se teme, lăcomie de bani, e bârna și vreau să rezolv paiul din ochiul fratelui meu. Cei mai mare, toate acestea sau paiul ce-a fost în ochiul fratelui meu. Și Domnul zice atunci, fățarnicule, scoate bârna lucrurile mari, lipsa dragostei, lipsa bunătății, lipsa îndelungii răbdări. asta e bârna, astea spăcatele păcatele mari. Fratele tău a greșit mai puțin decât ceea ce ai tu în inimă. Nu te duce pentru rezolvare că bârna este în ochiul tău și nu vei putea să ai câștig de cauză pentru că tu nu vezi dezlușit, un păcat mai mic ce l-au făcut fratele tău împotriva ta. Dar dacă le scoți, zice Domnul, atunci tu ai putea să te duci la fratele tău și să scoți paiul. Iosif a fost pregătit pentru înfățișare, o temă de casă. Cercetați conflictele dintre Iosif și frații lui. Citiți capitolele din Genesa și veți vedea Iosif ce frumos a rezolvat conflicte foarte mari, ce au făcut frații lui cu el, dar Iosif cum s-a comportat, care erau trăsăturile de caracter ale lui Iosif, să urmărim și în final se îmbrățișează ucigătorii cu cel ce ei credeau că e deja ucis de ei vezi o îmbrățișare, de ce? Și-ți câștigați frații lui, de ce? Pentru că a fost un om care a avut dragoste, Iosif, și răbdare an de zile, și a avut iubire, și a avut bunătate, și a manifestat-o, și i-a câștigat pe frații lui. Și Domnul i-a folosit mai departe și ei și-au dea seama, vai ce păcate am făcut împotriva fratelui nostru, el ne putea omori, ne putea să lăsă, ne lase să murim de foame dar Iosif este un exemplu nemaipomenit, pregătit pentru rezolvarea unor conflicte. Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt putem să avem caracter dumnezeiesc și să avem putere divină pentru rezolvare. Dacă sunt conflicte nerezolvate, răni nevindecate și altceva de felul acesta, avem cuvântul, aplicându-l, Domnul face minuni. Întâi în noi și apoi cu trupurile bolnave ale unora. Și Domnul își va ține afăgăduința.